Nu am obicei să țin cuvântări. Dacă vă spun aceste câteva cuvinte, este pentru că am promis la mai dragă să fără efortul de rea, probabil că această carte nu ar fi fost astăzi aici, dincolo de efortul pe care l-a avut domnul Stenian Popoș, cele două înainte pomenite colegi ale dumneavoastră. Părintele Costică Panaită, care nu s-a dat aici, având dat obligația astăzi, și de asemenea vreau să vă transmit părerea de rog a Sfințitului Gala Cătion, care a venit cu mare bucurie, însă a avut alte obligații în repartie. Transmită totuși cuvinte minunate, față de mulțumesc frumos. Poate că aici mă să mai simt emoții. Deci, cuvinte minunate la adresa părintelui. Ce pot să vă spun este că efortul financiar al doamnei Fărătese, al doamnei, al celorlalți, în primul rând al părintelui Nicolae, Dumnezeu să vă mulțumesc pentru cei preții, a fost de fiecare dată mare. Nu a lăsat nicio carte neplătită. Avea proiecte și o dorință de a face cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu și înscris, cum fiii duhovnicești și cei care l-au cunoscut, o știu. Vreau să vă spun că pentru mine, eu am fost în principal fiul duhovnicesc al părintelui Galeriu. Dar astăzi nu pot să uit pe cei trei mari preoți ai Bisericii Sfântul Silvestru, Părintele Ștefan, Ava, Galeriu și Părintele Nicolae Nonu. Sunt împreună cu la liturghia cerească, chiar dacă mai sunt mijlocul nostru. Și așa cum într-o fotografie minunată pe care sper pe viitor să punem la dispoziția dumneavoastră, sunt toți trei, iar Părintele Galeriu spunea, noi trei și voi trei. Cei de aici o știu cu siguranță. Nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc Părintele Parol și celorlalți părinte de la Biserica Sfântului pentru acest moment, pentru îngăduința și recunoștința pe care o au față de cel care a fost plângul Părinte Nicolae. Ce pot să vă spun este că vor mai veni, într-adevăr, preoți, așa cum a anunțat și domnul Gomboș. Nu am auzit domnul Gomboș, care pe lângă profunda sa aplicare către teologie și cele teologice, vreau să spun că astăzi am cunoscut față către față pentru prima oară. Ne-am văzut pentru prima oară. Deși eu editasem încă trei volume, sunt trei rari diferiți, este apreciat la nivelul Bisericii Ortodoxe și fără ajutorul dânsului de asemenea și a celor pe care a coordonat acest volum, așa cum au fost și cele omagiale la 90 de ani, și traducerea din franceza Pelerinul Rus, care aparține părintelui Nicolae, și a altor câteva volume. Am mai spus pentru Sfântul Silvestru Tăriola, în care era paroh, și alte cărți legate de Biserica Sfântului Silvestru. Și, repet, avea planuri pentru încă 90 de ani. Dumnezeu să-L odihnească și pe noi să ne facă să nu uităm, să nu uităm pe niciunul dintre ei, să-i sprijinim pe actualii preoții Bisericii Sfântului Silvestru, în frunte cu parohul, și, bineînțeles, să fim aproape de Doamna Preoteasă. Doamna Preoteasă a rămas singură. Noi suntem acum familia dumneaei. Haideți că măcar unul dintre noi, pe zi, și zi de zi, și zi de zi, să fim în preajma dumneaei. Și atunci, poate, îi va fi mai ușor. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Domnule director Grama, vă mulțumim și